ne liniștim, sper că fiecare și-a găsit locul și dăm startul activității noastre de astăzi. Stimați elevi, dragi elevi, stimați profesori, onorați invitați, iată că ne continuăm astăzi un demers pe care l-am început anul trecut, sub titulatura unui proiect județean, Educația Media în Școală. S-a conturat așa repede, iată întâlnirea noastră de astăzi și sunt copleșită de prezența voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns și asta înseamnă că subiectul pe care l-am propus este unul de interes pentru voi. Da? Pentru că, de fapt, voi sunteți generația Z, sunteți nativ digital și telefonul este un obiect personal prezent zi de zi, da? Și clipă de clipă la îndemâna voastră. Am propus o temă, zic eu, de interes, algoritmii și fake news, cum sunt manipulate informațiile în era digitală și am reușit să pun la punct această dezbatere alături de oameni inimoși, oameni care au răspuns acestei provocări. Și anume, doamna inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean, profesor Daniela Petre, care astăzi este alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru organizarea acestui eveniment. Și bineînțeles vreau să-i mulțumesc și doamnei Inspector Școlar General, profesor Cici Bolovan, care astăzi nu a putut fi prezent alături de noi, dar care ne susține prin toate activitățile pe care noi le propunem și le organizăm. De asemenea, vreau să-i mulțumesc gazdei noastre, care a făcut posibilă prezența noastră în această sală deosebită, doamna profesor dr. Cristina Anton, director al CCD Brăila. Mulțumesc foarte mult! Vă invit cu mare drag la această întâlnire, unde alături de noi este domnul Mircea Toma, cu care am colaborat de ani buni, pe această tematică, educație media, o să vedeți o tematică foarte interesantă, atât pentru cadre didactice, cât și pentru elevi. Mulțumesc! Mulțumim! Mai departe, posibilă, a făcut această întâlnire și domnul Stancu Aurel, căruia îi mulțumim, director al televiziunii RTV Galați Brăila, și da. Să știți că veți fi dați și la televizor. Domnul Stancu. Mulțumesc și eu, în primul rând, vă felicit pentru această clădire extraordinară. Mai aproape. Așa. Deci sunt obișnuit cu bula mărere. Am făcut, în urmă carierei mele de 40 de ani, foarte multe întâlniri, mai ales pe greve, pe Bacoș și Sechestrat. Am recombinat un zeologic de asta, mi se pare copleșitoare. Copiii întotdeauna transmit altceva și sunt curios nici acum este descurs. Mulțumesc și vă urez în continuare cu succes. Mulțumim. Alături de noi este astăzi și gazda ediției anterioare, doamna conferențiar dr. Camelia Vechiu, decanul Universității Constantin Brâncoveanu din Brăila. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua tuturor, stimați profesori, dragi elevi, așa cum spunea și doamna inspector. Mulțumesc. Anul trecut, prima activitate, primul eveniment al acestui proiect s-a desfășurat în cadrul Universității Constantin Brâncoveanu din Brăila, pe care o cunoașteți cu toții, sunt convinsă. A fost un eveniment dedicat cadrelor didactice de limba și literatura română. Mă bucur că astăzi suntem la cel de-al doilea eveniment al proiectului. Doamne ajută să avem în fiecare an, nu doar un eveniment, poate mai multe dacă reușim, și cu atât mai mult să participați și voi, pentru că acest proiect este al vostru, al elevilor și al cadrelor didactice. Profitați de acest proiect pentru că veți avea foarte multe de învățat. Succes! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și abia așteptăm să ascultăm informațiile, să dezbatem. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Evenimentul nu putea fi posibil dacă doamna profesor dr. Elena Enache nu ne
propunea această întâlnire. Așa că îi mulțumesc și doamnei Elena Enache, care este interfața Consiliului Național al Audiovizualului în zona noastră Galație-Brăila și care ne menține așa activ în această zonă. Da, bună ziua și eu vă spun cu toată inima și vă mulțumesc că ați venit. Într-adevăr, eu încerc să fiu cumva cea care aduce la nivelul județelor Galați și Brăila noutățile, care încearcă să țină, nu știu să zic așa, sub control, zic bine, situația în mediul audiovizual, deși este foarte complicat. Iar de câțiva ani încoace, preocupările pe educație media sunt tot mai prezente în viața Consiliului Național al Audiovizualului și atunci ne-am apucat de treabă, încercăm să venim mai aproape de voi. Da, domnul Stancu poate să se laude dacă e nevoie și cu așa ceva în momentul în care se sesizează, eu știu, o anume greșeală pe care ar fi făcut-o. Vă mulțumesc că ați venit și oricând, dacă liceele dumneavoastră, dacă profesorii dumneavoastră mă vor considera de cuvință, eu sunt prezent aici și alături de ceilalți colegi și de ceilalți membri suntem deschiși la orice colaborare. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Bun, și mai trăim emoții invitatului nostru, pentru că numărul copiilor, elevilor este atât de mare și a dorit o fotografie cu voi, așa ca prim moment. Iată că beneficiem astăzi de prezența invitatului nostru, domnul Mircea Toma, pe care l-am avut și anul trecut într-un dialog cu profesorii de limba și literatura română. Și anul acesta ne-am dorit o colaborare, domnul Toma și elevi. Da? Așa că am plecat de la niște întrebări provocatoare. Cum influențează dezinformarea opinia publică? Cine controlează adevărul? Cine stabilește faptele? Și dacă educația media este utilă pentru voi, elevi? Așadar, invitatul nostru de astăzi, ziaristul, psihologul, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, domnul Mircea Toma. Și mai adresez o întrebare provocatoare, așa, plecând de la ideea dezinformării. Domnul Toma, cine a mâncat pisicile și câinii americanilor? Mulțumesc de întrebare. Da. N-am mai fost în situația asta, să știți. Sunteți mulți pentru mine. Cam câte minute rezistați atenție? Da. Peste un sfert de oră, ca să știu cum să-mi dozez. Da? Țineți un sfert de oră, da? Prezentarea a fost făcută, trebuie să dau două, trei elemente. Eu am lucrat ca psiholog istoric, după aceea am fost în presă, am lucrat pentru o gazetă care făcea mișto de politicieni și după aceea am înființat o organizație neguvernamentală care se ocupa de libertate de exprimare, acces la informații de interes public, deci, și se numește în engleză un tip de organizație watchdog, adică un câine de pază. Și din poziția aia am criticat, adică mușcat destul de des din instituții publice, uneori instituții media care pot să o ia razna și uneori chiar am criticat Consiliul Național al Audiovizualului, unde acum lucrez. Consiliul Național al Audiovizualului este o instituție care este caracterizată de unii oameni supărați ca fiind instituția care cenzurează mass media. Adică se întâmplă într-adevăr ca această instituție să amendeze, să sancționeze posturi de radio sau de televiziune până acum. Urmează să ne extindem de anul viitor și pe produsele din digital, deci pe influenceri sau pe producători de audiovizual care au canale pe YouTube sau pe Facebook sau pe Insta, nu știu dacă funcționează așa. Deci e o autoritate care poate să urmărească dacă cei care transmit informații în spațiu public respectă niște reguli. E o poziție incomodă pentru cineva care s-a bătut
pentru libertatea presei, să nu-ți pună nimeni călușul, să... Și adevărul este că singura cenzură cu care eu sunt de acord este cenzura care vine din partea celui care manevrează telecomanda. Deci degetul ăsta, policele, care operează butoanele de telecomandă pentru televizor sau care mișcă ecranul telefonului, dacă este șmecher, el devine un controlor bun al informației, cu condiția să fie isteț. Altfel, riscul ca informația care circulă în orice fel de canale, că nu mai putem face o diferență clară între televizor și telefon, poate să vină exact cum vine aerul sau alimentele, curat sau toxic. Nu ne dăm seama că e toxic întotdeauna, nici aerul când îl respiri, dacă nu e un aparat care să-ți indice cât de toxic este, nu știi. Ca să ai ochiul educat și să interpretezi informația care curge peste tine din ecrane, ai nevoie de... Nu te ajută niciun alt aparat decât propriul tău creier. Acum, cât de important este să cureți informația de mizerii? Întrebarea pe care mi-a pus-o pervers cu cine a mâncat pisicile și câini, e cineva care știe cântecul Dave... Cum sună? Dave... They eat the dogs. Ha? A ascultat cineva? E un președinte, fost președinte american, care are o declarație care a fost pusă pe... Stai că vă pun acum. Da, nu știu dacă sunteți familiarizați cu nena din stânga. Îl știe cineva? Este vicepreședintele Consiliului Județean? Nu. Da, doamna din dreapta, bănesc că pe ea nu o știți. Zi, ai ridicat mâna. Zi tare să răzbunți. Kamala Harris. Ei sunt într-o întâlnire, într-o dezbatere a celor doi care candidează pentru președinția Statelor Unite. În cadrul acestei întâlniri, domnul fost președinte, domnul Trump, a susținut că într-o localitate micuță din Statele Unite, în Springfield, they're eating the dogs. Cine-s they? Știe cineva la cine se referă? La imigranți, niște imigranți din Haiti, sursa nici nu e foarte importantă, care mănâncă pisicile și căței locuitorilor din Springfield. Ați mai auzit vreodată vreo poveste de genul ăsta? Cu lebede? Nu, e veche asta pentru ei. Ce? Profesorii știu, da. S-a spus la un moment dat că cetățeni români de o anumită etnie care vizitau Viena au mâncat lebedele de pe Dunăre. Ceea ce sigur nu erau lebede pe Dunăre în Viena, dar era un text interesant care a făcut priză la public, că suna bine. Ideea că haitienii mănâncă pisicile și câinii din localitatea Springfield
Ce motiv ar avea domnul Trump să spună chestia asta? Cum? Zi mai tare. Să-i oprească. Nu? Zi mai tare. Da, deci este de fapt o săgeată în categoria asta de persoane care vin în America, așa cum și soția lui a venit, doamna Trump, nu? Ivanka? Nu este sârboaică sau așa ceva din cehoaică, da? Deci nu vrem imigranți. Asta este un discurs care, sigur, e părerea lui, nu? Avem dreptul să formulăm liber păreri, dar când ți se spune că îți mănâncă pisicile și câinii, voi credeți chestia asta? Să ridice mâna cine crede. Nu o să aveți curajul niciunul, știu. Da. Informația în sine pare bizară, nu? Cum a ajuns el să folosească această informație și râde Kamala Harris? De aici, domnule, fii serios, râsul ăla, uite-te la ea, ai luat-o razna. Ce de cu tine? Informația exista. Exista, a plecat de la o postare pe Facebook a unei doamne din Springfield care spunea, stai să cred că o și găsesc aici. Asta e site-ul unei instituții care se numește Reuters și care ar trebui să aibă aici. Se vede cât de cât. Asta e postarea aici pe ecran. O doamnă care spune că o vecină i-a zis că fiica ei a văzut într-o curte pisica atârnată și jupuită, se pregăteau să o mănânce. Sună creepy. Da. Mănâncă pisici. Dar n-a fost nimeni care să facă o fotografie să verifice dacă e adevărat sau nu. De la această postare, niște oameni, să zicem un grup de adolescenți care n-au fost la cursul acesta, au zis, uai ce haios, fii atent ce îi se întâmplă vecinei. Și-au dat drumul. Și-a explodat, s-a viralizat și a fost preluat cu mare sete de niște oameni care sunt cunoscuți în Statele Unite ca fiind promotorii unor discursuri anti-imigrație, radicali, care au umflat povestea la scara discursului președintelui. Adică ne mănâncă pisicile, ne mănâncă. Deci știm că ei sunt, noi nu aveam din postarea aia, nu știm cine a belit pisica. Puteți voi să spuneți? N-ai niciun element. Dacă a văzut în curtea unor oameni, deci cine sunt de vină? Haitienii și nu mănâncă doar pisica vecinei, ci toate pisicile și câinii și nu, numai au extins-o și la rațe sau răți, nu știu cum, rațe și câini și nu știu, și alte animale de prin ograda cetățenilor. Ok, zici, e hazliu. Cine crede chestia asta n-are decât să o creadă, nu? Proștii cu proștii, deștepții cu deștepții, dacă ai atâta te duce capul. Problema este că, dincolo de acest moment, s-au întâmplat lucruri. Poliția statului Ohio, unde este localizat Springfield-ul, a semnalat că au... Faptul că președintele a spus la televizor că ei ne mănâncă pisicile, în Springfield a declanșat o campanie împotriva imigranților, o campanie care, nu mă întrebați de ce, a implicat și anunțuri cu bombă puse în școlile din localitate. Deci școlile s-au închis pentru o săptămână din cauza... Noi n-ați avut norocul ăsta. Așa, un anunț cu bombă, să luați și voi o pauză de vreo săptămână până se caută prin toate unghierele să vezi dacă este bombă sau nu. Adică, ce vreau să spun cu această poveste? Poți să pui cu nevinovăție o prostie pe internet,
Ea este preluată de niște oameni care au posibil niște interese secundare să facă din prostia aia un instrument de luptă politică. Interesul politic este al președintelui și se alimentează politic din câștigarea de votanți între oamenii care sunt intoleranți față de imigranți. Și le stârnește puțină ură, că ura ajută pe unii politicieni. Ei se hrănesc, își hrănesc discursul din întărătarea, din instigarea la ură. Pentru Springfield, nici nu ne interesează pe noi foarte mult de aici. Noi suntem aici, în localitatea Brăila, nici măcar de Galați nu ne interesează foarte mult ce se întâmplă. Nu? Deci aici Brăila, la noi, cu ai noștri. Totuși, la scara unei țări ca Statele Unite, discursul unui politician care derapează în instigare la ură, vă mai dau un exemplu. Aici suntem în momentul în care președintele, fost președinte Donald Trump, în 2020, deci acum 4 ani, a pierdut cea de-a doua posibilitate a lui de a deveni președinte. A fost campanie electorală, nu s-a calificat, s-a plâns tot timpul că a fost furat, că voturile n-au funcționat, nu s-a petrecut în regulă cu voturile, că nu e corect. Și în ziua în care noul președinte urma să fie consacrat în ședința Parlamentului American, a Congresului, el a ținut un speech. Speech-ul ăsta e în engleză. Acum, nu știu, e cineva care știe engleză în sală? Cineva care nu știe. Tu poți să ne traduci repede? Nu. Da. Ok, nu. Dar o să vă rezum eu, doar să vedeți atmosfera. Să mergem la Congres. O să mergem la Capitol. Capitol e sediul Congresului. Mergem, mergem. Să-i felicităm pe bravii noștri politicieni de acolo, pe unii. Pe alții nu să-i chiar felicităm, care sunt adversari. Trebuie să fim tari atunci. Acest discurs este subiectul unui proces penal pentru președinte. Pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost the eating the dogs. A arătat cam așa. Vizita la Capitol. Deci a zis, mergem, mergem cu toții să-i salutăm pe parlamentari. Au murit 2 oameni. Mă rog, pentru cei din generația mea, imaginile astea seamănă cu întâmplări din România. Da. Nu insist. Președintele, deci, a făcut o campanie, încă președintele, tocmai pierduse funcția de președinte, a făcut o campanie despre faptul că a pierdut alegerile pentru că s-au trucat voturile. Această campanie, dacă o spunea el singur la un microfon, producea efecte, dar ea a fost urcată și circulată în mass media masiv de niște actori foarte, foarte activi. Unul dintre ei lucra la o instituție de televiziune care se numește Fox News. Ați auzit? Ăsta se numește Tucker Carlson. Ați auzit de el? Tucker Carlson. Ne apropiem de lucruri pe care le cunoașteți. Ăsta încă nu l-ați
localizat. Ăsta spune aici, promovează un tip, primul care a apărut era Carlson, ăsta e un personaj care spune că el a făcut sondaj și a întrebat oamenii, ați pus ștampilă pentru mai mulți odată, ați votat în numele unor morți, ați... și toți îi spuneau, da, da, pentru... Și în total, spune el, cam o cincime din cei pe care i-a întrebat au făcut, au falsificat voturi, deci la scară națională, asta înseamnă voturile pe care le-ar fi pierdut Trump. Ok, problema este că au dat vina pe o instituție care se ocupa de organizarea voturilor, care e o instituție privată, niște mașinării de numărat voturi, de nu știu ce. Ăia fiind acuzați că ei sunt implicați în falsificarea voturilor, au dat în judecată pe cei care erau mai vocali. Pe președinte nu l-au dat în judecată. Au dat în judecată Fox News, televiziunea, pentru că a împrăștiat informații despre care știau că sunt false cu scopul de a păcăli populația. Și ajungem așa la definiția dezinformării. Dezinformarea nu înseamnă că informezi greșit din greșeală, ci informezi greșit cu intenție. În engleză, informarea greșită din eroare se spune misinformation. Disinformation este, implică intenția, reaua voință. Și televiziunea a fost dată în judecată și plătește, ia să vedem, 787 de milioane de dolari. Frate, așa e bine să trăiești. Mințiți. Mințiți că uite-te. Și nici n-au ajuns la proces. Deci asta, lumea a intrat în sală, juriu, și-au așteptat judecătorul. Judecătorul nici n-a mai venit. S-a anunțat după 2 ore că s-a căzut la pace. Ăștia cereau 1,5 miliarde și au renunțat la proces pentru o sumă, mărunțiș, 787 de milioane, cu condiția ca ziaristul care a fost vedeta campaniei de dezinformare, domnul Carlson, Tucker Carlson, să părăsească postul. Și Tucker a plecat. Ziarist onest, își poate face treaba și în alte locuri, nu trebuie să stea el acolo. S-a dus la X, ați auzit de această platformă de socializare? Twitter? Twitter? Cine e patron? Hai că ne apropiem, ne apropiem. Deci Elon Musk și-a modificat numele Twitter-ului după ce l-a cumpărat, l-a botezat X. Eu știu că și pe copiii lui a botezat cu numere și consoane. Deci are niște copii, cum îi cheamă? Y. Cum? Y. Y1624, deci nume de roboței, așa. Da, ei, pe Tucker, după ce s-a angajat la X, și o să discutăm puțin despre X, fostă, toată lumea spune X, fostă Twitter, pentru că nu poți spune un X în text sau să spui X. Și unde lucrezi? La X. Da, sigur că e o ciudățenie a lui Elon Musk. Dar în poziția în care a ajuns Tucker la X, și-a creat acolo spațiu ca de televiziune, pentru că am spus numai diferență între televizor și telefon. Și are canal de televiziune pe X, unde cu ce credeți că s-a afirmat în ultima vreme? Mr. President, thank you. On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate... Îl știți pe ăsta? Știți, în limbajul argotic al presei, asta este o conservă. Adică atunci când chipurile faci un interviu, un interviu înseamnă să stai de vorbă cu cineva și să-l descoși. Și dacă știi lucruri incomode pentru el, să nu le ocolești. Interviu tip conservă, și aici
cred că ne puteți ajuta istoric, nu dacă s-a întâmplat lucruri de genul ăsta, înseamnă să-i vin întâmpinare omului. N-aș spune, dacă aș fi în fața 100 plus de elevi, că să-i pupi în fund. N-aș îndrăzni, adică e neelegant. Dar asta a făcut Tucker Carlson, singurul ziarist din Occident care a fost acceptat de Putin să ia interviu. Sigur că nici nu riști cu Putin foarte multe, și asta e adevărat, adică te apleci prea tare pe fereastră, știți ce pățești. Nu știți, da? Foarte multe persoane din anturajul lui Putin au căzut de la geam. Nu știm de ce. Așa. Mai am o singură imagine cu Tucker Carlson. Ce? Închideți geamurile, vă rog. Vreau să vă rog să spuneți dacă pe ăsta îl cunoașteți. Da? Îl știe cineva pe... Zice stare. Tape. E cineva care l-a văzut pe tape, pe propriul telefon? Să ridice mâna. Deci uite cum a ajuns, povestea și în România. Andrew Tate este unul dintre cei mai toxici. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Unul dintre cei mai toxici promotori de informație pe net. Sigur că el nu poate fi toxic singur. El are nevoie de ajutoare. Vă felicit. Trebuie cineva să răspândească toxinele. Nu discutăm acum de ce ar fi toxic Tate. Între altele, sigur că el este cu arest la domiciliu și așa mai departe. În principiu, toxicitatea lui Tate este o toxicitate care se adresează în principal modelului de relație bărbat-femeie, care întreține o formă de efectele acestui tip de promovare, se citesc în dimensiunea violențelor în spațiu domestic. România e campioană, avem o femeie din trei a fost victima unei forme de violență. Iar Andrew și fratele lui, pe care nu știu cum îl cheamă, mersi, sunteți competenți aici, da? Cum să devii bărbat? Pe cum mai mișto, cum altfel decât să fii bărbat? Adică cine vorbește la masă? Bărbatul. Cine spală vasele? Bine, la Tate mașina, da? Da, nu o să discriminăm acum mașina de spălat, da. Dar clar ăsta este modelul pe care îl promovează și întreține un anumit tip de relație. Plus că pe subiectele mai globale, Tate și ziaristul despre care vorbeam sunt mari suporteri ai lui Putin și toate teoriile despre Putin. Lucrurile pe care ei le povestesc de multe ori pleacă de la falsuri, de la minciuni, pe care ți le poate pune la îndemână tehnologia. Tehnologia contemporană este foarte performantă și poți să faci cu ea tot felul de minuni. Vreau să vă arăt una simpatică. Я тебя за корову, ты супешал. Ой, ты скуни! 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 Ой
De tine îmi trebuie o țară. Deci, e credibilă povestea asta. Dacă o vedeți, vă pune pe gânduri că e tucaș? Zic da, da sau nu, ceva, zic. Uite tu, tu. Da, zi. Crezi că e trucaj? Zi tare. Mulțumesc. Am obținut o informație prețioasă. E foarte util să crezi că e trucaj pentru că te pune pe gânduri și nu, stai puțin, chiar așa, delfini în Dâmbovița. Acest trucaj a fost făcut cu scop comercial. Vindea ceva. Ce putea să vândă? Moldoveni la București? Nu. Delfini? Nu se vând. Corect! Cine a zis? Premiu! Premiu, să țineți minte, da? Zitare? Covrigii Boromir au plătit reclama asta, care este o reclamă subliminală, pentru că ei țin punga de covrigi la un moment dat o agită prin aer, mai dau covrigi delfinilor. Da, este ceva toxic utilizarea de trucaj video în acest produs? Vă întreb. Să ridice mâna cine consideră că e toxic. O doamnă aici rătăcită printre atâția oameni. Deci nu e toxic. Zi, dacă va da. Zi, ce e toxic? Eu denaturarea realității care produce victime în rândul oamenilor. Nu produce victime. Ne produce eventual dorința de a mânca celebrii covrigi, Boromir, bravo, zi. Cum? Zi tare. Da, asta e parțial toxic, dar adevărul este că este atât de trasă de păr că nu poți să crezi până la capăt lucrul ăsta. Da, trebuie să vă povestesc că asta e făcut de un fost coleg de-ai mei de la Cațavencu unde am lucrat. A durat trucajul 4 zile să-l facă. Deci niște băieți pe tehnologie, acum 10 ani. Astăzi, inteligența artificială probabil că îl rezolvă mai bine, aproape la fel de bine ca să vă mai pun o chestie. Îmi face plăcere să vă prezint platforma aprobată de stat împreună cu GNR pentru poporul român pentru a obține profit. Nu este nevoie să ai competențe specifice. Știți asta? Deci, ca să nu vă încurce, că nu se aude bine, vă spun eu. Ăsta, știți cine-i domnul ăsta? Putin? Nu. Trump? Nu. Ziceți. Nu știți. Isărescu este guvernatorul Băncii Naționale a României. Este, ca să zic așa, cel mai stabil în funcție dintre toți oamenii politici din România. Politici sau cu funcții publice. El este de o viață președintele, cel mai, dacă vreți, cel mai Banca Națională a României. Și el vorbește aici, ne încurajează să cumpărăm niște chestii de pe piața de, eu n-am înțeles foarte bine ce, dar trebuie să dai bani. Să iei ceva și îți face bine, pentru că îl crezi, pentru că este Isărescu și nu minte. Și este dat la știrile Pro TV, dacă observați acolo în stânga jos, știrile Pro TV. Ăsta e un fals. Nu a fost numai el, au apărut și niște alte personaje, inclusiv ziariști de la diverse posturi și au împânzit internetul din România cu... Au fost dați în judecată, cineva a dat în judecată ceva, poliția a căutat sursa, că nu e ușor să-i vânezi cine încarcă pe net și unde. Și a fost greu să convingi YouTube-ul să-i dea jos, pentru că YouTube-ul a zis, noi dăm jos tot ce pun civilii. Adică persoanele private, dar astea sunt contract comercial. E o firmă care ne-a plătit și la firme nu ne sunt bani. Problema este că mulți oameni au cheltuit mulți bani
sperând că o să câștige ceva. Și era țeapă simplă. Deci asta este toxic? Revin cu întrebarea. Una este să cumperi covrici, alta este să bagi banii în buzunarul unuia prin bancă. Covricii îți rămân, îi mănânci. Aici nu primești nimic. Deci e clar o escrocherie care folosește două elemente. Tehnologie modernă și care e al doilea element pe care îl folosește? Vă întreb. E în sală. Sunteți voi. Ce vreau să spun? Cum? Oameni, exact. Da. Noi. Noi că vedem chestia asta care îți apare pe o postare a unui terț, că nu neapărat tu o dai mai departe, dar dai postarea ta mai departe și ea pleacă și se împrăștie cu ajutorul nostru. Deci noi suntem motorul acestor procese. Foarte puțin mai vorbesc eu și pe aia vă invit pe voi. Cum? Deci suntem în situația următoare. Există, pe de o parte, niște instituții foarte performante care se numesc platforme de cum se numesc? Rețele sociale, da? Cum le botez? Marile platforme de servicii de rețele sociale. Poți să numești una dintre platformele astea? TikTok. TikTok, perfect. Instagram. Instagram, doamnă. Facebook. Facebook, pe vârste, vedeți. Da? Facebook-ul, TikTok-ul și Instagram-ul și X, nu o să spuneți X, că la noi nu-i foarte răspândit. Da. După părerea dumneavoastră, credeți că Facebook, Meta, că așa se numește compania, pentru că ei au și Facebook-ul și Instagram și mai au ceva. Cum? Messenger-ul. Și mai au încă ceva. WhatsApp-ul? Da? Deci, Meta, față de România, e comparabilă ca forță financiară? Meta față de România. Cine e mai puternică să... Meta. Da. Meta și celelalte platforme operează în ce țări? Cum? Zici tare. Unde operează? Au sedii în Statele Unite și au picior sediu în Irlanda, de exemplu, dar de operat operează peste tot. Global. Cărei legi îi se supune Meta atunci când pune în circulație informații uneori toxice? Cam, da. Deci, raportul acestor operatori cu legea depinde foarte mult de voința patronului. Ei au două trepte de control a ceea ce apare pe rețelele lor. Unul este codul, cum se numește? Cum? Uite, la Facebook. Astea sunt standardele comunității. Cum să operezi pe Instagram, de exemplu. Și ai niște reguli. Reguli care privesc conținutul, cum să fie, să nu pui, și citez aici, să nu pui informații care încurajează suicidul sau autovătămarea. Imagini care prezintă explicit acte de violență. Violența explicită. Să eviți nuditate și activități sexuale specifice adulților în să vinzi sau să faci schimb de bunuri, să vânzarea, da? Deci au niște reguli pe care dacă le încalcă cineva, ei șterg postarea respectivă.
Dacă recidivezi, riști la un număr de recidive să-ți șteargă contul, să te blocheze o perioadă mai lungă sau mai scurtă. De acest tip de sancțiune a a beneficiat Trump. Trump a pus mesajele lui pe Twitter. Înainte ca Twitter să fie cumpărat de Elon Musk. Twitter avea un sistem din ăsta de norme pe care îl respecta și a constatat că discursul lui Trump încalcă una dintre reguli. Regula fiind, instigă la violență. Discursul lui Trump n-a fost doar ăla pe care vi l-am arătat, a fost în serii. Ăla a fost punctul final după care s-a întâmplat violența. Și i-au șters contul. După care, ce s-a întâmplat? A cumpărat Elon Musk cu nu știu câte miliarde Twitter și i-a pus contul înapoi lui Trump. Trump, care om de afaceri iscusit, sigur între timp și-a deschis propria lui firmă cu rețea de, care nu știu cum se numește, e mai mică, n-a ajuns pe la noi încă. Deci, un prag de control a ceea ce se întâmplă nasol pe rețelele astea este la îndemâna cui? Noastră. Pentru că noi, dacă vedem o mizerie care încalcă, e vreunul dintre voi care a citit codurile astea ale TikTok-ului sau ale, să ridice mâna cine a ajuns până în spate să se uită la care este regimul de nimeni. Bravo! Vă rog să vă aplaudați acum. Hai! Mulțumesc! Da! Deci sper ca acest moment să vă aducă aminte cândva să vă uitați în spate pe ce platformă sunteți, care sunt regulile și când vezi o chestie care încalcă regulile, să o raportezi. Pentru că ei nu fac automonitorizare, că n-au cum. Au niște motoare care funcționează prost. Dacă e un om care raportează, șansa să se curețe este mai mare. E cineva care are de gând să facă chestia asta, să ridice mâna. Discuția noastră este inutilă, vă dați seama. Dacă nimeni nu vrea să se uite pe cod, nimeni, hai, unul, vă rog frumos. Mersi. Mai doi, hai, încă puțin. Vă rog, ridicați mâna pe care eu vă rog și vă promit că vă admir dacă ridicați mâna. Mulțumesc. Deci, uitați-vă, frate, în spate, pentru că dacă nu sunteți voi să puneți filtru, lucrurile iau proporții they're eating the dogs. They are eating the cats. Adică, și după aia ne năpustim cu ciomegele pe o minoritate care e acuzată că a făcut-o nefăcută. Dacă nu scoți de acolo prostia. Poți să întreb și eu ceva? Nu am dat drumul încă la întrebări. Numai o secundă, ultima. Ultima și am terminat. Un alt palier de control este la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană, care a stabilit, a zis, punem piciorul în prag cu ăștia. Sunt pirați, sunt global, noi suntem mai mici. Uniunea Europeană e mai mică decât oricare dintre aceste mari imperii digitale. Dar putem să le interzicem să opereze în țările noastre, le putem face necazuri, disconfort, nu-i distribuim, dacă nu respectă niște reguli. Și-au formulat un cod. Codul nu este lege, e cod. E recomandare. Dar dacă încalci, te expui după aceea unor represalii care sunt descrise la sfârșitul codului. Codul de practică în combaterea dezinformării, cum se numește, aveam o variantă română, dar nu mai stau acum, trebuie doar să știți că la acest nivel, la Comisia Europeană, există la ora asta vreo 80 de mari platforme care au semnat acord cu Uniunea Europeană că vor respecta codul care este mult mai detaliat decât ce pun ei pe propriile lor site-uri. Deci e mai detaliat, descriu cu mai multă atenție care sunt faptele pentru care o încurci. Dacă o încurci sau nu, până acum singurul care a călcat în străchin
a fost curios Elon Musk, care își bagă picioarele, el spune, eu apăr libertatea de exprimare. Deci, invită, violență, omorâții pe africanii care vin în țările voastre, români și ungurii să se încaiere, gălățenii cu brăilenii să se omoare. Deci, bagă acolo, știi? Și crește furia până când se întâmplă. La el asta înseamnă libertate de exprimare. Nu este libertate de exprimare. Libertatea de exprimare are niște granițe. Granița e reprezentată ca acest drept fundamental de libertate de exprimare încalcă alt drept fundamental. Dreptul la viață. Dreptul la viață este încălcat de cineva care mă atacă să mă omoare pentru că i-am mâncat ce? Câinii și pisicile. Exact, câinii și pisicile. Asta e toată povestea. E primul care este acum. Suntem în contemporaneitate. Uniunea Europeană, țări destul de șmechere, încearcă să stăvilească pericolele care pot să vină pe calea pe care am povestit-o. Ele pot fi pericole simple, pot fi pericole politice, dar pot fi pericole, dacă vreți, de siguranță națională. Războiul din Ucraina este un exemplu de cum se poate intoxica o țară cu un instrument militar. Informația este o armă la fel de periculoasă ca tunurile și tancurile și bombele. Bun, acum întrebă, deschid la întrebări, doamnă. Nu pe dumneavoastră, pe ei vreau să -i întreb. Voi ați ascultat toată povestea domnului Toma. V-ați pus vreo secundă întrebarea că ați putea fi una dintre victimele de pe internet? Sau pur și simplu, vouă nu vi se poate întâmpla? Cum vedeți toată povestea asta? Vă vedeți în afara lucrurilor sau vi se poate întâmpla și vouă? Și ce faceți? V-ați gândit vreodată că unul dintre voi sau prietenul vostru cel mai apropiat sau cineva din familie poate să devină victima unei dezinformări mai serioase sau, mă rog, mai mărunte? Ce faceți? Nu v-ați pus încă întrebarea, dar probabil că de acum încolo o să o puneți. Iată, aceasta îmi ridică, dacă vreți, și mie mingea la fileu și dacă veți fi dornici vreodată să continuăm discuția, cu cea mai mare plăcere. Dar așezați-vă, vă rog, nu numai în poziția celui care ascultă o poveste și crede că lui nu îi se poate întâmpla. Și atunci veți vedea lucrurile mai profund. Sunt lângă voi foarte mulți copii, foarte mulți tineri care n-au curajul să spună ce li se întâmplă și suferă foarte tare din acest motiv. Și voi sigur cunoașteți cel puțin pe unul dintre ei. Zic bine? Am dreptate? Poate nu vreți să spuneți, poate aveți emoții sau poate sunteți, dar cred că am dreptate. Deci asta am vrut să întreb. V-ați postat vreodată în situația asta? Sau a doua întrebare pe care v-a pus-o domnul Toma și pe care vreau și eu să o continui. Ați distribuit vreodată conținut cu ușurință? Vi s-a părut amuzantă povestea cu cățelul și cu pisica, de exemplu, și i-ați dat drumul mai departe fără să o judecați foarte critic, să zic așa? Nu? Sau da? Nu sau da? Deci asta e o altă întrebare pe care ne-o putem pune unii altora. Sau nou? Bun. M-am băgat în seamă, ca să zic așa. Mulțumesc! Sunt pregătit dacă aveți orice întrebări, sigur, cu oarece relevanță pentru subiect, vă stau la dispoziție. Sau fără, uitați acolo, domnișoară. Vorbește aici că va rămâne în istoria televiziunii. Vreau să vă întreb, cum putem fi siguri că platformele de socializare chiar își urmează regulile? Adică, dacă un cont postează conținut care nu este adecvat, cum putem fi siguri că chiar o să-l șteargă? Pentru că, spre exemplu, eu am văzut conturi pe platforme precum TikTok care promovează automat. Timatea, se audă și colegii de acolo. Deci am văzut conturi pe TikTok care promovează acte de autovătămare și tulburări de alimentație și atunci când ne-am reportat, am primit mesaj de la... Am uitat cum se spune. Da, de la platformă că n-au găsit nimic în regulă cu cont și nu au făcut nimic. Excelentă întrebarea.
Și bănuiesc că te preocupă, pe bune, adică n-a fost... Deci ea întreabă, ce garanție ai că dacă raportezi, platforma răspunde, presupunând că ai raportat ceva corect. Platformele au o problemă de business. N-au oameni care să lucreze pe moderare. Dacă au, probabil că nu au întotdeauna destui. De exemplu, Elon Musk, după ce a cumpărat Twitter, a dat afară 3/4 din oamenii care lucrau la moderare. Deci e o industrie asta. Deci gândește că Twitter e global și tu trebuie să vezi raportări. Nu le vede niciun om la prima raportare. Le citește un robot. Robotul este inteligența artificială. Normal, după ce ai dat un mesaj și ți se întoarce, revii. Îl mai dai odată. Garanția că ceva se întâmplă este inclusă în codul semnat de ei cu Comisia Europeană, care face o statistică pe un an de zile, număr de reclamații le cere. Câte reclamații ați primit, câte ați operat, câte s-au confirmat și câte din cele confirmate le-ați operat. Și scorurile sunt mari. Marele dezertor era el, cu platforma TikTok, da? Care nu prea opera, dar în ultimii 2 ani, rata, și e o statistică, e o grafic care îți arată că ei merg spre bine. Monitorizarea asta în România, de exemplu, pentru Facebook, a fost făcută de o echipă dintr-o organizație neguvernamentală unde eu am lucrat. Și care făcea un sondaj de pe 2 luni de zile, urmăreau toate propozițiile text, nu audiovizual, care erau rasiste. Nu insist asupra cui, da? Și erau ciori, nu știu ce, erau cuvinte cheie, le recoltez, se strâng câteva sute de postări pe care el, colegul meu de atunci, le raportează și după aia urmărește să vadă dacă sunt șterse. Și rezultatul îl comunică la comisie și spune ăștia și-au făcut treaba în proporție. Deci proporția era 90%. Ce se întâmplă din cauza roboților este că uneori șterg ce nu trebuie șters. Ei nu înțeleg ghilimelele, nu înțeleg o glumă. Dacă folosești un cuvânt care e la ei în lista de cuvinte cheie care trebuie operate, nu știu. Dar, întrebare foarte bună, e corect, nu funcționează bine, este toată lumea preocupată la comisie și în țările astea pe verificare și încearcă să-i dreseze și când nu fac ceea ce se întâmplă cu X, pe X îl paște o mare amendă acum în Uniunea Europeană. În Brazilia a fost interzis. X, brazilienii au făcut un gest foarte hazardat, spun eu, au desemnat un judecător de la Curtea Supremă care el decide dacă se oprește sau nu, se interzice sau nu una dintre... Deci el are puterea de a interveni în piața asta a platformelor. Și a desființat ăsta, scuze TikTok, n-am vrut să te supăr. Iartă. X-ul. Altă întrebare. Știu că mai aveți întrebări. O întrebări sau opinii? Adică stai puțin. Uite, poftim. Ei pot face reclamații inclusiv, mă rog, pe viții inclusiv la noi, dacă e ceva... A, pe televiziuni și radiouri aici scrieți la CNA. Adică simplu, zi. Te rog. Și cum ai o sursă de informare concretă, care să nu fie falsă? Aș vrea și eu să știu, dar poți să faci, dacă te interesează, vezi că e o informație care ți se pare suspectă, poți să te uiți de unde provine. Dai căutare, Google este tatăl nostru. Eu în
În CNA, îți dau un exemplu, era reclamat o emisiune în care era vorba despre Ucraina, unde bisericile românești din Ucraina sunt hărțuite, preoții români, și bisericile sunt atacate și o biserică a fost incendiată. În Ucraina, bisericile românilor sunt, da. Televiziunea era în sală, că era reclamată emisiunea, și eu în sală am făcut o copie după ecran și am dat cu Image Reverse căutare și am găsit biserica aia arzând, dar nu ardea acum, când ziceau ăștia, ci arsese acum 4 ani de zile. Și nu a ars pentru că i-a pus cineva foc, ci pentru că s-a aprins de la lumânări în timpul unei slujbe. Și nu era biserică cu preot român, ci era o biserică din nordul Ucrainei, unde nu sunt români. Da, cum? Deci am identificat sursa, care era altceva, era o știre veche despre un incendiu cu o biserică pe care cineva a luat-o și a împachetat-o ca să vândă puțină ură împotriva ucrainienilor. Ca asta prinde bine rușilor. Cu cât îi urâm pe ucrainieni mai mult aici. Atunci ai... Da. Deci, nu este un răspuns simplu. Dacă te preocupă, în principiu poți să faci. Și vezi, dacă vezi în spate Reuters, France Press, nume de prestigiu din presa mare, atunci nu te îndoiești. Deși ai văzut, Isărescu vorbea la ProTV. ProTV este instituție corectă în principiu. Sau cine era la... erau niște știri din ăsta contrafăcute cu sigle de televiziuni mari. Oricum le poți verifica. Dar presupune puțin efort. În ce clasă ești? Într-a 10-a. Ați făcut cursuri de media cumva până acum în școală? Există un opțional de educație media în clasa 11-a. Da? Aici nu e nimeni în clasa 11-a, nu? Anul 60. Alte întrebări? Opa. Te-ai ridicat primul. Mai zi tare? Da, există pe radio și televiziune în România, există articole din lege care spun informațiile difuzate trebuie să fie corecte, verificate și difuzate cu bună credință și echilibrat. Nu mai știu exact articolul, voi ar trebui să știți că... Deci, e un articol, dacă este încălcat și eu am dovada că e încălcată... Da? Cu dovada aici, sigur că tot timpul... Vă dați seama că suntem într-o relativă opoziție cu maestru aici. Dânsu-i victima instituției... Nu, este un foarte drăguț domn și care mai... Dacă a mai călcat strâmb odată... Nu intrăm. Deci, da, există și va exista și pentru internet în România. Totuși să ne semnaleze cineva. Revin. Eu nu știu. Eu nu pot să fac o monitorizare să cuprins. Era o propoziție simplă. Hai să downloadăm internetul. Echivalentul monitorizării internetului e ăsta. N-ai cum să... identifici ceva fals. Așa, mai erau 2 mâini ridicate. Cum mai cunoaștem o știre falsă? E făcută cu inteligența artificială sau cu altă? Există un ghid publicat recent de o instituție românească care e specializată. E o problemă tehnică asta și care are câteva puncte în care îți spune cam unde să te uiți azi. S-ar putea să se perfecționeze să nu mai fie. La degete. De exemplu, numărați degetele, s-ar putea să fie unul în plus sau să fie încălecate și dacă e acolo acuratețea imaginii suferă la degete, la gură, acolo e suspect, poți să te duci și pe celelalte. Dar Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Zi.
DNSC, intrați pe dnsc.ro, găsiți acel ghid și sfatul nostru este să vă și abonați cumva la informații de la DNSC, care vă ajută extraordinar de mult. Și aflați, plus site-urile astea veridica, factuală. Da, asta vreau să prezint acum. Deci există instituții care s-au specializat în verificare, care sunt instituții neguvernamentale, nu pot să stau un guvern să hotărască ce e adevărat sau fals. Atenție! Nu guvern, că guvernul va spune întotdeauna că adversarul politic nu spune decât minciuni. Și atunci ai omorât opoziția, ai omorât... Da, deci nu, trebuie să fie independente. Și există o structură mondială de vreo 180 de entități care sunt fie entități, organizații neguvernamentale, fie mari grupuri de presă. De exemplu, France Press are o echipă care lucrează pe demontarea de știri false. Și o să vă arăt aici. Nu aici. Dacă ne uităm pe celebra Wikipedia, International Fact Checking Network. Ăștia sunt. Sunt mulți și au un cod. Deci ei trebuie să spună de cine sunt finanțați ca să aibă credibilitate, că altfel îi suspectez că sunt plătiți de aia care mint, care vor să circule minciuna. Deci ai asta și pe DNSC-ul, intrați, e simpatic, îți dă așa tehnic cum să, unde să te uiți că în lipsa unor aparate care se identifice. Zi. Cu ce scop sunt create și împrăștiate știrile false? Adică, mă refer, oamenii nu își vor pierde la un moment dat, încrederea față de anumite știri sau site-uri sau canale media? Mulțumesc. Și asta este o întrebare excelentă. Începe cu definiția ce înseamnă dezinformare, definiția care e asumată de Uniunea Europeană, care spune că sunt știrile false promovate cu scop comercial sau politic sau. Și ai aici, în principiu, cea mai la îndemână și cea mai frecventă și cea mai puțin periculoasă este satira. Să faci mișto. Cum au făcut asta ce am văzut cu Trump care cântă, asta este satiră. Nu este este folosită o tehnologie care falsifică ce vedem, dar cu scopul este să râdem. Altul este economic. Și am văzut exemplu cu guvernatorul Băncii Române care te convinge să îți cheltuiești banii pe o scrocherie. Deci asta e business. Așa zis business, e hoție. Deci interesul este economic. Mai este interes politic. În Slovacia, țară vecină și prietenă, au avut alegeri anul trecut și în preziua votului a apărut pe net o conversație telefonică înregistrată a principalului contracandidat al celui care a câștigat alegerile, care vorbea cu un ziarist cum să falsifice voturile, cum va falsifica el voturile. A fost un fake. A produs efecte, a câștigat domnul Fico, care este, ca să zic așa, pe scurt și apolitică, noi nu ne pronunțăm politic, o mizerie. Deci politic și economic, politic, satira am dat-o deoparte și trei, război hibrid. Deci ceea ce trăim noi, începând cu pandemia, este acest tip de intervenție unde nu mai e vorba despre niște oameni care inventează niște șmecherii ca să le bage să zăpăcească lumea, ci instituție care funcționează în regim militar și care produce informațiile astea cu scopul de a modifica atitudinea populației dintr-o țară față de un adversar altă țară. Noi, de exemplu, să-i urâm pe ucraineni. Rușii nu o să ne convingă niciodată să-i iubim.
Nu, cel puțin pe generația mea. Că noi știm ce au făcut ei aici. Dar pot să ne convingă să-i urâm pe adversarii lor. O altă țintă este să scadă încrederea în instituțiile publice. Cum faci asta? Creezi în țara, în România, în cazul nostru, niște voci care câștigă audiență și care neagă orice inițiativă publică venită din partea unor alte instituții ale statului și spun, astea-s prostii, credeți-mă pe mine. De exemplu, este un politician care alaltă ieri era în Piața Victoriei și alăpta un oier. Pot să spun asta, nu? Spunând, nu există viroza oilor, cum se numește? Boala. Pesta micilor rumegătoare. Nu există. Deci e un politician care are grijă să-și consolideze un statut, să mute încrederea populației de pe sursele care sunt autentice. Medicii nu au interes să mintă. Dar noi am aflat că nu a existat virusul din pandemie. Ni s-a spus, masca e inutilă, nu, ei mor din alte motive și așa mai departe. Deci, scăderea încrederii în sursele, să zicem, oficiale și autorizate și competente, credeți-mă pe mine, spune el. Și atunci ai, în România, vă dau două exemple scurt, au apărut niște legi, una dintre ele era adresată familiilor sărace sau în dificultate, sau familii cu un singur părinte, să-i protejeze de situația înstrăinării față de proprii copii, să previi înstrăinarea copiilor din familie. Această lege a fost interpretată cu rea voință de niște oameni ca fiind o lege care ne va permite statului să-ți ia copiii. Și am văzut cu uimire 20.000 de oameni cu pancarte pe care scria, copii sunt ai noștri, că iurile, asta e o problemă întotdeauna cu iurile, la câți copii, dacă sunt mai mulți, 3-4 iuri, deci copii sunt ai noștri, nu ai voștri, ne furați copii, da? Și mulți oameni acolo, dar cum îi scoți pe oameni, ai convinci? Niciunul n-a citit legea, să vadă că e invers. Statul nu poate să țină copiii, el vrea să scape de cei care sunt acum ținuți în case din astea de copii. El vrea să asiste familiile să-și poată ține copiii acasă. Deci era interpretat exact pe dos. Imaginar. Și totuși vedem că acum ei au câștigat credibilitate cu discurs, orice spun, credeți pe noi, nu pe ei, în pandemie. Da, altă întrebare. Zi. Care este impactul știrilor false și atunci pot să-ți dau un exemplu statistic. Educația media se practică la niveluri diferite în țări diferite. În țările Uniunii Europene există o organizație care a măsurat, folosind niște indicatori, cât de multă educație media se face și are niște scoruri. Pentru cele câte țări sunt în Uniune? 27 de țări. Am pierdut Anglia. Și eu am pus pe o coloană țările în ordinea în care descrescătoare, țări care fac multă educație media și campioană aici este Finlanda și încă două, trei țări nordice și așa. Și până jos, unde jos, nu suntem noi ultimii, dar nici departe. Și pe cealaltă coloană, procentul de persoane care s-au vaccinat. Care ar fi rezultatul? Te rog să-mi spui. Unde s-au vaccinat mai mulți oameni? În țările în care se face mai multă sau mai puțină educație media? Da. Adică atunci când gândești ceea ce consumi, riscul de a te intoxica cu niște bazaconii este redus. Aici discutăm la televizor. O discutăm la televizor. Alte întrebări. Mai era o mână. Așa, zi, mă, a fost mai iute, dar așa, zi. Cum zi tare? Care sunt efectele psihologice ale spunerii repetate la fake și dezinformate? Efectele psihologice ale fake news și...
Aici depinde de conținutul dezinformării. Pentru că ai, n-am discutat mai devreme, voi ați spus, de mesaje care sunt promotoare ale unor soluții de viață care nu sunt sănătoase. Să mănânci nu știu ce. Sau să faci, îți promovează modele de aspect care sunt greu accesibile. Sunt foarte multe siluete pe care nu le poți, nu ții pasul cu siluetele respective. Și atunci depresia este unul dintre cele mai frecvente simptome, care sindrom depresiv, care apar în primul rând la nivelul adolescentelor, care se simt provocate și nu țin pasul cu provocările care vin pe Instagram. Bun, cred că Instagramul e principala. Nu? Așa. E ok? Da? Zi. Nu, mai tare. De ce știrile false au tendința de a se răspândi mai repede și să devină mai populare decât cele adevărate? Păi, acum, știrea adevărată, cum ar fi inundațiile din județul Galați, răspândește repede. Depinde de natura știrii. Nu. Dar știrile spectaculoase se răspândesc mai repede. Dacă cineva cu intenția de a răspândi o știre falsă vrea să o răspândească cu eficiență mai mare, atunci o colorează, o face stridentă, o face să-ți atragă privirile, să te preocupe, să spui wow, știi? Și atunci ai dai repede, nici nu stai pe gânduri. Ai dat send, share, fără să clipești. Și s-a dus... Deci, nu sunt de acord că știrile adevărate nu s-ar răspândi dacă sunt bine făcute. Depinde de cum... E altceva cum combați știrile false. Aici e un decalaj uriaș. O știre falsă, odată pusă în circulație, e cu mult mai greu combătută prin știri care demască faptul că ce e acolo nu e adevărat. Ălea nu au aceeași penetrare. Deci, asta e soarta generată de faptul că publicul nu a parcurs a ceea ce facem noi astăzi, o minimă inițiere. Imaginează-ți că e un creier și că în creier vezi o minune și asta îți inundă creierul. Wow. Și toți neuronii sunt articulați la povestea aia și te mobilizează. Dar fiecare dintre noi e neuron. Dacă fiecare neuron filtrează, informația aia nu se mai duce așa. Că o prinzi repede că e falsă și râzi. Deci, explicația unul este că este bine făcută știrea falsă, să treacă de granițe, să sară în ochi, și doi, că este greu să o s-o demași. Ține foarte mult de faptul că, în general, cine ți-i poprimul se consideră de la dreptate. Foarte corect, da. Foarte. Primul mesaj anunțat are forță mai mare decât cei, dar stai că nu e adevărat. Da, aici n-au știut cei care au făcut comunicarea în timpul pandemiei, să anunțe ei primii clar, dar era haos și au făcut multe greșeli, greșelile alimentează argumentele anti... Da, mai era o mână, cred. Zi. Ce se întâmplă dacă o platformă de social media se identifică un mesaj care... Se contrazic? ...claritatea unei persoane, compania nu ne-a vrut. Deci, mesajul se atacă o persoană. Bun, zi mai tare. Nu are un impact pozitiv asupra persoanei. Aici suntem... E bună întrebarea ta, pentru că ridică discuția graniței pentru libertatea de exprimare. Eu pot să te fac ochelaristule? Știi? Ochelaristule, dacă te fac ochelaristule, s-au zis altfel, da? O chestie care nu e ofensivă din oficiu. Ea devine ofensivă mai mult sau mai puțin în contextul în care spun chestia asta. Că dacă ți-o spun cu prietenie, de exemplu, eu am un prieten care îmi spune mai boule. Eu nu mă supăr pe că îmi spune boule, că știu că o spune cu drag.
Zi. Cum? Da. Deci, ideea este că o platformă cerne doar acele informații care sunt periculoase pentru publicul general. La noi, dacă e la televizor, tu apar cu un post de televiziune și cineva te face boule și tu m-ai insultat, s-au spus lucruri despre tine că ai furat bugetul clasei și ți-ai cumpărat două țigări din tot bugetul. Da. Deci, astea sunt afirmații despre tine că ai făcut lucruri imorale sau ilegale și tu nu ai fost invitat să spui punctul de vedere, să te aperi. Pentru așa ceva, intervine CNA-ul și îl pedepsește pe cel care nu ți-a dat prilejul să te aperi. E un principiu formulat în latină, audiatur et altera pars. Să auzi și punctul de vedere al celuilalt. Se poate face acum pentru la televizor, dacă ți se întâmplă la televizor. Dar așa cum spui tu, astea trebuie să te lupți cu ele. E și zi. Dacă ai promova activități ilegale. Asta aici, în principiu, platforma trebuie să intervină. Nu intervine, opărăști la noi. Și noi intervenim la platformă din altă poziție. Că pe noi ne ascultă oameni. Și atunci că robotul s-ar putea să nu... Filtrul robotului e probabil mai puțin eficient. Dar da, pe activități ilegale acolo, da. Altă întrebare? Ar fi posibilă răspunderea știrilor... Cum? Zic tare. Ar fi posibilă răspunderea știrilor false la testa internetului? Mai zi o dată, că e zgomot de acolo și nu aud. Dacă ar fi posibilă răspunderea știrilor false la testa internetului? Știrile false există de când există oameni. Deci nu e o noutate. Internetul astăzi schimbă procesul prin viteză. Viteza și rata de diseminare este mult mai mare, dar de răspândit din cele mai vechi timpuri. Nu e de acum, dar se răspândeau din gură în gură, după aia prin presa scrisă, după aia a apărut radio și televizor și a crescut aria și acum suntem la un alt palier care impune ceea ce facem noi acum, să ne pregătim noi, că dacă noi suntem nepregătiți, o să înghițim toate găluștile care vin. Dar internetul contribuie la răspândire, contribuie prin viteză și aria de acoperire. Dar și înainte se răspândeau. Tu? Că vedeți că... Tare, să te audă, uite, acolo, este pe YouTube... Da. Că vedeți că în viitor, cu cât crește și evoluează inteligența artificială, va deveni mai greu sau chiar imposibil să deosebim ce e real sau fals? Aici suntem în zona de ipoteze. Eu bănuiesc că așa cum toate inovațiile cu grad de periculozitate și atomul, da? Atomul a fost inventat ca să facă bombe. Nu? Dar a apărut și utilizarea lui pentru energie, să producă energie. Cu siguranță tehnologia își creează instrumentele prin care să poată și controla ceea ce a luat-o înainte diavolul, care face rele, are tot timpul după el pe cineva care încearcă să-l tempereze și potolește că te prind. Acum DNSC-ul are instrumente care să identifice falsurile. Și cu siguranță, dacă e inteligentă, inteligența artificială, poate să fie pusă. Dar există deja soft inteligența artificială care vânează inteligența artificială. Deci textele făcute de voi, că știu că le faceți cu cum se numește... ChatGPT, deci deja ai
de inteligență artificială care se uită și spune, asta e făcută pe chat. Da? Din punctul meu de vedere, eu sunt destul de gata. Dacă mai aveți o ultimă întrebare, cred că și vouă v-a ajuns. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru interes. Am simțit că sunteți preocupați și vă felicit. Bravo! Aplaudați-vă, vă rog! Vă mulțumim pentru răbdare, îi mulțumim domnului Toma pentru că ne-a făcut mai atenți la ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. Cu siguranță n-am epuizat subiectul și îl mai așteptăm și cu alte ocazii. Sigur, ne-am activat un mecanism așa de avertizare și suntem mai vigilenți și mai atenți la informația pe care o primim, mai ales pe TikTok, că toți sunteți acolo activi. Da? Și încercăm să nu mai răspundim zvonuri false, informații, da? Și suntem mult mai vigilenți de azi înainte. Vă mulțumesc mult pentru răbdare, pentru participare. Chiar întrebările au fost, zic eu, provocatoare pentru domnul Toma și succes anul acesta. Să ne vedem cu bine. Mulțumesc! Și putem în orice altă ocazie, la ora de dirigenție, la ora de limba și literatura română și în școală, altfel, așa cum spune și doamna Enache. Și puteți să colaborați cu doamna oricând. Numai bine, o zi frumoasă vă doresc!